Aș vrea să pornesc de la aceea că sunt director executiv a Asociației Mistero Străini din Moldova, de la fondarea ei, care anul ăsta va face 10 ani. De fapt, noi ne-am preocupat întotdeauna să identificăm acele bariere care sunt pentru investiții străine, ceva ce nu permite sporirea creșterii fluxurilor de investiții străine directe în Moldova și să venim cu sugestii pentru autorități, ca toți împreună, printr-un dialog, să încercăm să abordăm aceste provocări și să găsim și anumite soluții. Aș vrea să spun că am sentimentul că după atâția ani, probabil că ar trebui să revenim la ce se numește bazele și cursul teoretic de ce prezintă investițiile străine directe și care ar fi factorii determinanți care fac o țară atractivă pentru investițiile străine directe. Aceasta o spun deoarece statisticile de ultima vreme arată că nu există un ca să spun, reflux de ISD, dar fluxul lor este la un nivel foarte mic în ultimii ani, în special în Republica Moldova, dacă luăm și ca valoare absolută, dar și pe cap de locuitor. Și de asta am zis să încercăm să pornim de la cursul teoretic spre practic și am să încerc să dau unele explicații. Deci, dacă prietenul nostru Google îl accesăm și îl rugăm frumos să ne spună care sunt factorii cheie care sporesc fluxul de investiții străine directe sau care determină investitorii să vină într-o țară, vedem piața, resursele dacă sunt în țara respectivă, dacă prezintă careva avantaje competitive, asta ar fi unul din ele, din primele și principalele. Și ar vrea să merg un pic pe fiecare ca să putem să le explicăm. Deci, așa. Deci, dacă vorbim de piață și mărimea pieței, avem organismul de stat care factorul ăsta cumva îl evidențiază, propun anumite statistici și haideți să discutăm despre fiecare. Mărimea, se spune că am avea 3,5 milioane populație. E adevărată cifra asta sau nu? Eu cred că nu este adevărat și cu toții voi o cunoașteți. Se spune că alt factor care ar fi, dacă este un anumit nivel al veniturilor în țara respectivă, care poate și la o populație mică, gen Monaco, permite să fie interesantă pentru investitorii străini. Ori nivelul veniturilor, iarăși o enigmă, dar putem să ne raportăm poate undeva la nivelul salariului mediu pe economie, un singur factor de aproximativ 200 și ceva de euro. Vedeți care împreună toate ar da, în general, mărimea pieței per bani, dacă le mulțim. Alt factor, nivelul de urbanizare, ori noi avem și conform recensământului petrecut încă pe timpul Uniunii Sovietice, dar și cel din 2004, arată că circa 60% de populație locuiesc la sate sau în sector rural. Stabilitatea și perspectiva de creștere a acestor venituri și a pieții. Este piața stabilă sau are o perspectivă oarecare de creștere? Cred că e cel mare semn de întrebare, în general, ceea ce spunem noi, stabilitate. Și trebuie să dăm și cezarul ceea ce e cezarului. Pe parcursul la toți ăștia 10 ani, cel puțin care am observat eu, dar cred că și mai mult, toți au încercat de a depune eforturi sporite pentru a accesa mai multe piețe prin acorduri bilaterale de comerț liber. Cu toții știm că și acum practic s-a finalizat discuția asupra acordului de comerț liber cu Uniunea Europeană. Deci aici este un factor pozitiv. Dar iarăși vedem, cam în fiecare domeniu există anumite plusuri și minusuri
care ne fac să fim cumva ezitanți în acest mod. Dacă există resurse în Republica Moldova, resurse naturale vorbesc, păi probabil că în afară de materie primă pentru materiale de construcție nu prea este nimic. Argilă, prundiș, calcar, de-aia probabil că și avem industrii cu capital străin în producerea cimentului și gips. Locația, cât de aproape suntem de resurse naturale și inclusiv energetice, adică suntem destul de departe. Toate aceste cheltuieli enorme pentru a fi aduse în țară și resursele energetice fiind din această cauză foarte și foarte scumpe. Deci astfel de industrii grele, este clar că ar trebui să uităm de ele. Alt factor avem, dacă este cumva economia competitivă față de alte economii. Se spune întotdeauna că, sau se spunea întotdeauna că avem forță de muncă calificată, ieftină, cu capacități bune de a învăța, însă probabil că toate astea trebuie separate și studiate minuțios, fiindcă până la urmă s-a dovedit a fi un mit, asta o spun din experiența investitorilor care activează aici. E greu de găsit o locație în Republica Moldova asta ca să înglobeze și un număr anumit de populație disponibilă pentru a lucra la o fabrică anumită. Și cred că nu putem să vorbim de niște fabrici cu număr de angajați mai mare de 3.000, practic este aproape imposibil, doar în afara capitalei. Dar știm care sunt costurile de trai în capitală și care ar trebui probabil să fie nivelul veniturilor. Ori dacă vorbim și de pregătirea personalului, calificat sau necalificat, iarăși, asta necesită anumite resurse alocate. Ceea ce, de fapt, reduce undeva acel factor care spunea pozitiv că am fi dispus de anumită forță de muncă ieftină și aptă de muncă. Nu mai ating și problema depopulării, de fapt, Republicii Moldova, așa cum o numesc eu, migrația masivă a populației peste hotare și, în special, acele apte de muncă. Însă, trebuie să menționăm și un factor bun, totuși, tineretul de la noi este capabil să învețe, sistemul de învățământ nu a fost distrus de tot, și chiar aici am avea niște avantaje. Vorbesc multe lume străine și din punct de vedere tehnologic sunt dotați și s-ar putea din aceasta de extras careva avantaje. Dacă sunt, iarăși, în același context, dacă există destui manageri sau oameni cu aptitudini manageriale și tehnice, cu studii tehnice probabil că mai puțin sau depășite, manageriale mai avem, cu toate că companiile multinaționale și altele străine chiar vânează foarte mulți manageri de la noi și cu succes câștigă această vânătoare de oameni și pleacă de asemenea peste hotare. Infrastructura și dacă vorbim de telecomunicații, cred că stăm bine la acest capitol, internet, etc. Iar de drumuri se fac pași, să spunem, în ultimii ani pentru a îmbunătăți calitatea infrastructurii, iar dacă vorbim de calea ferată, nu se mișcă nimic, cam de mult acolo și costurile respective. Dacă există furnizori locali, în ultima vreme tot mai apar, dar probabil că foarte lent. Și, de fapt, investitorii străini, mulți care vin aici, vin împreună cu furnizorii săi, deja. Ca să trecem la alt factor, mare, un capitol mare, sunt, deci asta am vorbit despre condițiile de piață, care sunt într-o țară anumită, indiferent de
influență sau nu influență. Deci astea ar fi politicile locale, am spune așa. Deci ce, prin ce poate de fapt să influențeze autoritățile atragerea investițiilor. Și aici vorbim de politicile macro, probabil că suntem cel mai bine la acest capitol. Deci dacă avem organe care targetează inflația, urmăresc, fac ca să avem un acces la valută străină, să avem reglementată cumva sau nereglementată mișcarea capitalului, probabil că acest capitol nu suntem cel mai bine. Dacă avem politici de dezvoltare a sectorului privat, și o prezență masivă se atestă încă după programele de privatizare masive de la începutul anilor 2000, totuși prezența statului în economie este destul de mare. Încercările de a privatiza sau enunțate în ultimul timp nu prea s-au soldat cu succes, nu prea am văzut mare interes din partea investitorilor în ceea ce a rămas sau nici măcar o deschidere suficientă, cred că, din partea statului ca să propun aceste active spre vânzare. Dar asta nu se manifestă prezența doar prin anumite active, dar și multe alte influențe, întreprinderi de stat, nu doar societăți pe acțiuni deținute de stat, care dețin sectoare importante din economie, chiar monopolizate. Dacă sunt politici clare și stabile, probabil că nu. Am văzut, mai ales în ultimii ani, o fluctuație enormă și o necoordonare, probabil, ca politicilor dintre diferite ramuri ale puterii. Cineva slăbește presiunea într-un fel, altul mărește în altă parte, fiscală sau administrativă. Toate astea nici de cum nu ne ajută la atragerea investitorilor străini directe. Dacă se intră pe piață ușor sau mai complicat, iar s-au făcut reforme, dar cred că nu până la capăt, totuși avem un număr mare de domenii licențiate, autorizări, etc., etc. Clasamentul Doing Business ne arată foarte clar unde ne aflăm. Și piața financiară, dacă avem o piață financiară eficientă, dacă sectorul bancar e destul de ok sau corespunde necesităților care le avem astăzi a economiei, atunci sistemul, zicem, financiar, non-bancar, e probabil că în fază incipientă de de creație și mai urmează să vedem și beneficiile de pe urma sa. Ori dacă de cel bursier să vorbim, e practic neexistent. Despre comerț și industrie, dacă avem strategii de comerț, iarăși ezit întotdeauna, factori politici, factori sociale. Ca să vă dau exemplu, avem o mulțime de a... Deci aici atingem de la și ceea ce numim și concurența neloială din partea piețelor, așa numite agricole, în care de fapt se vinde orice, dar este o economie mai mult informală, care face o concurență directă economiei formale. Deci întotdeauna se ezită cumva de a face reguli în acest domeniu. De accesul la pieței străine am vorbit, că se lucrează în acest domeniu și destul de eficient. Politici de concurență s-au mai mișcat ceva în ultimii ani, a fost adoptată legea privire la concurență, similară cele europene, mai urmează a fi elaborate anumite reglementări, încă nu este organul de protecție a concurenței stabilit cum ar trebui să fie conform legii, dar în următorii ani, cred că urmează așa începe activitatea deja în plină forță. Ori despre sprijinirea IMM-ului, iarăși nu avem niciun fel de politici, de câțiva ani tot vorbim despre strategii, iar despre politici clare referitoare la dezvoltarea IMM-ului, probabil că nu se vorbește, ori ca și exemplu să vă dau, un vending machine are nevoie de același număr de autorizații ca și un supermarket.
Și probabil că e clar care sunt politicile statului în acest domeniu. Dacă există careva discriminări față de investițiile străine directe atunci ca să intre pe piață, aici nu cred, e tot ok, firmele anume se vând să cumpără chiar în ori fără știrea proprietarilor. Străine, da. Și dacă avem politici stabile și transparente în acest mod, iarăși, când și cum, depinde cine este la microfon. Cam asta ar fi referitor la politici. Însă mai există și alți factori care nu depind de voința politicilor sau de resursele, piața ca atare, este de fapt și strategiile multinaționalelor, care au o tendință proprie de a investi în alte țări. Și asta depinde de fapt de doi factori, mai mult sau mai puțin. Deci percepția riscului de țară, mă rog, care e un amalgam de mai multe elemente, inclusiv politice și așa mai departe. Și iarăși revenind de același factor principal, cât de stabil este politicile în țară față de strategiile multinaționalelor. Și un alt element care într-un fel forțează companiile multinaționale să vină pe alte piețe, politica proprie de amplasare, de integrare, de transfer, sau cum spunea cândva un manager de la Farge, cu cât mergi la est, realizezi că trebuie să mergi și mai departe spre est. La fel s-a întâmplat și cu metro, etc. Deci extinderea propriilor rețele și acapararea de piețe ca și politică generală a companiei.